Bună seara! Bine ați venit! Bine ați venit! În spațiul filialei UAP Suceava, în această seară avem un eveniment al profului de desen, care e un titlu al expoziției și nu e deloc în sens peiorativ, după cum vedeți, e foarte serios și foarte, foarte bine punctat. Pentru că proful de desen trebuie să dea un exemplu. Cei care sunteți elevi sau care ați fost elevi domnului profesor, profului de desen, știți foarte clar că exemplul lui este primul la îndemână atunci când aveți de studiat, este de studiat cel. Deci la serios sunt eu, da? Așa, da, trebuie să fim foarte serios întotdeauna. Urmează definitivarea mea în filiala în Uniunea Artiștilor Plastici. Titularizare. Da. Mă titularizez. E o expoziție deosebită și atunci am ales să aduc lucrări pe o plajă mai largă de timp. Am ales pentru expoziția asta o tematică cât de cât diversă. Nu am putut să aduc, avem spațiu destul de mic ca să aduc absolut tot ce m-a preocupat de-a lungul ultimilor ani. Sunt multe studii aici, da? Pentru că practicând ceea ce vorbesc, da? îmi place varianta asta, nu am cum să mă îndepărtez foarte mult eu în intimitatea atelierului personal de studiu. Să nu privim ca pe internet rapid imaginile, da? Dăm next, next, next. Să zăpovim pe fața lor puțin și să urmărim ce se întâmplă cu compoziția și cu tehnica de lucru. Pentru că veți avea niște surprize frumoase. Nu am să zic mai mult decât atât. Am vrut să precizez treaba asta, pentru că recent, în vara asta, vorbind cu o persoană care nu știe cum lucrez eu, vorbeam despre artă, nu știu ce, tot persoană din domeniul artei, face o referire la cei care lucrează realist, cum s-ar zice, unii copiază, dar nu este vorba de copiat, pe care voi știți, dacă nu e vorba de copiat, preluăm o informație, o prelucrăm și o regândim ca să creăm iluzia unui obiect pe care l-am avut, dar nu doar un obiect, ci și felul în care facem legătura cu el, dar pe baza propriilor noastre experiențe de trecut. Asta mi-e puțin inteligentă. Pe mine m-am lăsat teribil când mi s-a zis treaba asta și persoana nu știa ce lucrez, că lucrez din asta aparent mai puțin inteligent. Bine că mai târziu tot aceeași persoană avea să-mi zică, să mă întrebe o chestiune tehnică, mă pot să rezolv asta, deci nu m-am zis, nici tu mă întrebi ăsta care face artă mai puțin inteligentă, nu i-a picat foarte bine. Asta e încă un lucru pe care vreau să asupra care să-i acordați puțin atenție. Sunt lucrări aparent simple, naturi statice. Însă obiectele care apar constituie, compun natura asta statică, s-ar putea, nu știu, s-ar putea să capete valoare de simbol. Dacă îl privim în sensul ăsta. Și o simbolă natură statică care avea menirea doar să încânte ochiul și să le dea o stare de bine, și atât. E și ăsta un scop al artei, să ne facă să simțim bine. Nu credem numai să ne stoarcă creierii, mintea, ce este aici, da, să într-o voce așa angoasă, se poate și asta, într-adevăr. Dar să nu uităm că suntem aluși al binevoie și de frumos. Ăsta e scopul meu, țelul meu, viziunea mea pentru artă. A mea personală. Fiecare are dreptul să-și aleagă ce vrea. Și sunt foarte bune, valabile toate. Bun. Putem să descoperim poezie, poeme, în pânzele de pe pereții galeriei din expoziție de aici. Noi am pus titlul, probabil că pe mâine am să-i pun o etichetă la cel de acolo. Dar poate că e mai bine, poate să las o săptămână fără titlu. Și să reveniți după o săptămână, să mă, pare, ia să văd ce titlu, dacă e mai interpretat într-o anumită fără să văd la ce s-o gândit ăsta. Cred că e mai interesant. Mai las așa.
Apropo de compoziții, chiar asta cu pisica și mai sunt altele, îmi place să mai calc reguli, dar nu pentru că sunt rebel. E chiar recomandabil să încălcăm reguli, așa cum se spune de multe ori, domnule, în școală înveți, dar după ce ai terminat cu școala, trebuie să uiți tot ce ai învățat și să o iei pe picioarele tale să îți clădești propria experiență. Cu regulile la fel. Îmi place să le calc. Nu mă zic mai. Cele două panouri de acolo aș vrea să mergi, să punctez cu desene pe fundal negru, da? Desene lipite pe fundal negru. Mare parte dintre ele sunt făcute în timpul pandemiei, când eram toți închiși în case. Lăsasem o provocare pe Facebook. Am putut un album cine a dorit, a putut să participe. Nu mai știu cum era, odată la două zile sau să facem un desen, să tunem acolo. Suntem oameni, avem nevoie să interacționăm unii cu ceilalți. Era o modalitate prin care putem să facem. O parte din desenele sunt acolo. Aici, în expoziție, mai sunt studii făcute în atelier, la școală. Cum am zis, îmi place să și fac ceea ce spun, da? Cu explicațiile de rigoare în timp real. E vorba și de desene, e vorba de picturi. Faptul că aveți întreaga poveste a unui efort creator este foarte important pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru că, în mod normal, în atelierul oricărui artist adevărat, întotdeauna există acele schițe pentru care muncește, da? Este munca de atelier, munca de studiu, e un efort pe care puțină lume și-l poate permite, presupune o atenție deosebită și o focalizare pe subiect mult mai puternică decât suntem obișnuiți cu toții. După momentul acesta al studiului de obiect, studiului de formă, studiului de structură, evident că urmează compoziția care folosește, chiar dacă face apel conștient sau nu la acele elemente studiate, deci compoziția trebuie să se structureze, trebuie să se ordoneze pe formele deja studiate. Deci e un fel de tipar pe care noi îl construim pentru mintea noastră, în care construim mai departe sau exagerăm sau facem un fel de trecere, o punte de trecere către o lume deosebită. Sorin ne propune în compozițiile mai elaborate, așa cum spunea el, că nu e doar un simplu obiect acolo. E o lume privită, dacă sunteți obișnuiți cu Spiderwick, prin acea lentilă care descoperă o lume diferită, o lume de dincolo. E o lume pe care poate nu o vedem în mod obișnuit, nu este pentru toată lumea, dar el ne-o aduce la intrare, ne-o scoate în față, ne-o amintește. Poate că la un moment dat am și visat-o, am cunoscut-o, lumea asta. În ultima instanță, sunt atâtea universuri în care putem călători. E unul dintre cele multe universuri pe care Sorin ni le propune. Și este pornit sau este legat acest univers al lui personal de cel în care noi trăim și viețuim și ne zbatem și dezbatem. Ce să vă mai zic? Eu sunt bucuroasă că a reușit Sorin să construiască acest concept. Până la urmă e un concept, dacă e și la modă, să spunem așa. E un concept, pentru că e un concept de etapă pe care, sigur, în mod sigur a depășit-o deja, deci e o sumă a unei etape și de acum înainte va urma probabil
o altă abordare sau un alt... Urmează, deja am pus un indiciu pe perete acolo. Da, da, bănuiesc că lucrările care vor veni acum înainte vor avea o altă nuanță, un alt ton, o altă tonalitate și un alt suflet. Abia aștept. Încă rămân într-o căutare. Cercetarea nu trebuie să se oprească niciodată, mai ales pentru un artist, poate nu pare obișnuit pentru dumneavoastră, dar a cerceta lumea din toate punctele de vedere, pentru noi este o regulă de viață în acest moment. Eu așa consider că, așa mă definez și eu de altfel, e o lume pe care cercetez. Prefer să tac, prefer să nu vorbesc, dar observ foarte mult și sper să nu fie ca vorba aceea cu cu văzi monstruoși și simți cum e vorba. Deci, nu știu, dacă monstruiță îmi place. Da? Noi avem acolo, la murături, la da, deci, sincer, este o expoziție foarte interesantă, o propunere deosebită. Vă invit să puneți întrebări, să discutați cu Sorin, el este dispus întotdeauna să răspundă și să găsească o formă de conciliere, până la urmă, cu fiecare dintre noi. Ce mai îmi spune domnul profesor, ce tehnici a folosit sau câteva dintre ele, dacă ce tehnici? Tehnici o să fie, da. Se vede foarte clar că îmi place clar obscur, mă duc într-o anumită perioadă în istoria artei. Am apelat chiar la cunoștințe tehnice pe care le folosea Rembrandt în câteva lucrări de aici, efectiv fizica, materiale, mai puțin frecatul pigmenților. Am internetul la un click distanță și pot să-mi cumpăr tuburi de culori. Chiar Rembrandt, de obicei folosesc. Îți spune, e un pigment bun în culoare și mixul între ian și pigment e chiar ok. Ca tehnică. Mă folosesc de transparențe, mă folosesc de iluzii optice de multe ori, pentru că dacă ne uităm de aproape, chiar în lucrări făcute mai în detaliu, dacă ne gutuia de aici, pare cam copiat-o, cum ar spune unii oameni. Nu este copiat, nu este lucrată după fotografie, e după obiect real, deci nu am cum să copim, pare rău, doar să o fac tridimensional, cumva, bază de ghef, nici măcar atunci. Dacă ne uităm cu atenție, de aproape observăm că practic vorbim de o pictură abstractă. Da? Unde culoarea opacă se îmbină foarte bine cu tușele transparente. Unul dificil de observat. Tehnică. Îmi place să lucrez în ulei. Se vede. Cărbune, sepia, creion, la studii foarte mult. Mai sunt lucrări două care prevestesc o serie de lucrări, cele două desene mari, care le vedeți că nu prea se văd pentru că efectă da? În fața șevaletului, în intimitatea atelierului, artistul trebuie să fie sincer. Absolut. Maxim sincer. Și cea mai grea sinceritate, pentru că trebuie să fii sincer cu propria-ți persoană. Exact. Și asta nu se poate face dacă ne fofilim, dar spunem cum poți, hai că nu spun aia, că nu știu ce. Facem hai, ca ăla. Nu să avem niște limite. Diplomația funcționează, e bună, trebuie să o avem, dar până la un punct. Dacă noi chiar credem în ceea ce facem, cred că aici vine una dintre diferențele între profesionalism și amatorism, sau nu, să-i spunem oricum acumva. Dom'le, ai niște principii de care ții. Și când ții, nu poți să taci tot timpul. Trebuie să și spui. N-am să dau numele.
medicină. Da, și în ultima instanță mergem o secundă, o idee pe care tu o construiești ca artist trebuie să-ți aparțină, pentru că ea este susținută de un munte de informație din spate și acea idee s-a construit pe parcurs, că pare că este venită de niciunde, asta este cu totul altă poveste, niciodată nu se construiește o idee de niciunde. Ea este bine plămădită, bine crescută și bine asumată, pentru că atunci când ieșim pe sineze ca artiști profesioniști, chiar avem o autocenzură extrem de dură cu tot ceea ce facem. Deci, în momentul în care ieșim pe simeze, este vorba despre persoana noastră, ca artist, numele ca artist, și apărarea tot ceea ce facem noi pentru mai departe. Că o să dureze o viață sau două, sau trei, Doamne ajută, nu avem de unde știi. Dar ce este din suflet și pentru sufletul nostru, că asta este mesajul pe care trebuie să-l ducem mai departe, să transmitem, de fapt. Suntem niște emisari în ultimă instanță, dar emisari bine informați. Foarte bine informați și bine formați. Și bine formați. Restul cu bună cuvință și, da, e adevărat, trebuie să ne apărăm și ideile, trebuie să ne apărăm, de fapt, ființa noastră în ultimă instanță. Avem un pic și alte dimensiuni decât cele strict umane. Și asta e foarte important pentru noi. De exemplu, să puțin zuzu. Ok. Ok. Care-i problema? Ne înțelegem de bune. Ce problemă? Da, sigur. Da. Mi-au atras atenția cele două lucrurile. Deci, prima dată, cele două lucrurile am văzut. Mi se pare o noutate. Și tocmai discutam cu părintele Herea că e foarte important studiul. Da, dacă o să vă uitați, așa cum spune Sorin, o să regăsiți în toate compozițiile astea toate aceste studii, elementele de natură statică, pentru că fiecare lucrare este o poveste, este făcută cu simțire și cu sinceritate. Și voi, copii care studiați, la asta trebuie să vă gândiți și dacă o să ajungeți artiști, o să aveți o mare responsabilitate, pentru că trebuie să fiți sinceri în tot ce faceți și să încercați să fiți cât mai personali. Deci, eu am o supărare cu aceste telefoane care au apărut, pentru că toată lumea apelează la ele. Lăsați telefoanele și mai puneți mâna pe carte. Veți învăța mult mai multe și veți vedea mult mai multe. Și voi care faceți artă, aveți nevoie de multă imaginație. Și cartea este cea care vă duce spre cunoaștere, spre o bază, adevărat. Pe telefon sunt foarte multe prostii, pentru că mi-am luat și eu telefon recent. Tot am amânat. De ce am amânat? Pentru că nu vroiam să mănânce timpul. Telefonul este bun ca să afle o știre. Dacă merge trenul sau dacă vine trenul, dar nu să studiați din el. Pentru că acolo sunt și foarte multe lucruri neadevărate. Vă doresc tuturor numai bine și nu uitați să veniți mereu la Galeria de Artă. Artiștii au nevoie de dumneavoastră și dumneavoastră cred că aveți nevoie de artă. Ne pare rău că nu avem un spațiu mai mare. Noi am încercat de mai multe ori. Am fost acum un an la primărie, am susținut iarăși această idee. Mi s-a spus că da, știm că trebuie o galerie. Să sperăm că într-o zi vom avea, pentru că ați văzut că se pun bani în tot felul de construcții, bine că nu se mai face roata aia. Îți pare că nu se mai face. Nu se face? Nu. Și asta este o mare bucurie. Dacă știam, aduceam și bine pentru protocol. Și sunt tot felul de festivaluri ca să ne preocupe timpul. Acum mai nou am înțeles că a fost un festival al plăcintelor. Da, nu e plăcintelor, dar e mai acasă. Mama mea, plăcintica mea. Orice de-a fără plăcinte. Da, festivalul plăcintelor. Cam atât am avut de spus, numai bine vă doresc. Desigur, să vă mulțumesc pentru vizionare.
Putem, o declară deschisă, da? Mai dai bani cu găină? Dau cu găină? Dau? Așa. Să iau de ce. Am învățat la revedere.